Dumnezeu a curat și te vă rog oameni buni. Dușeți-vă la casa internatului și acolo sunt foarte mari plângeri. Doamna directoare de la casa internatului și ei bate copiii cu băsul. Dar eu să-i plâng, stiem, să spui adevărul ce se întâmplă acolo. Dar ce s-a întâmplat asta după interviul de ieri? Da, doamna, ieri afară a venit doamna educatoarea și a strigat faptul că este numit cuvânt de urât și a spus că de ce v-ați bagat la fernadiște? Nu trebuie să spuneți nimic ce se întâmplă în casa internat. Asta tot între noi suntem noi. Și, Marin, tu ești acum la internat? Marin, tu ești acum la internat? Nu, acum, dar eu acum sunt ieșit din casa internat. Rămas băieții, prietenii mei acolo. Și ei îți scriu mesaje sau te sună? Și ei foarte tare mulți mesaje îți scriu. Chiar mult plângere am primit de la ei. Și îmi spune, vă rog, ajutați-mi. Ajutați-mi să fie totul bine. Marin, dar tu... Am înțeles. Spune-mi, te rog, dar ei sunt agresați acum? Da. Sunt bătuți, agresați, da? Anume presați pentru că au dat interviul de ieri la Curaj, da? Da, da. Și acum plâng, stau și retrăiesc, stau cu frică. Ca să nu-i doamna dreptare, să nu-i bată, să nu-i... Nu-i închide în tot spal. Acolo îmi stă întuneric. Băieții rătrăiesc și nu-i dai mâncare. Și rugăm foarte mult. Trebuie mai decât de scos cu doamna directoare de la internat. Că e un de... Ca doamna asta de directoare e de mulți ani așa e. Eu știu că n-am ieșit să închidă și cu cheile în cap la băieții. Și pe eu capul la băieții. Și mă iei pe și nu puteți să spun nimic ce se întâmplă. Mulțumim, Marin, pentru sunet. O să mai revenim la tine cu sunete.